Mai primit eu niște cifre și de-aia ne-am băgat în ceața când a făcut. Păi de unde ați primit cifrele? La Consiliul Local. Acum dacă Consiliul Local știe mai bine decât noi câți elevi avem în sistem. Dar nu ne ieșea la cifre. Păi nu iese din cauza că... Da. Deci cine pune întrebarea? Deci, în momentul de față, avem ocupate o treime, sub o treime din locurile pe care le-am avut alocate pentru anul acesta la învățământul dual, dar suntem aproape de perioada a doua de înscriere, care va debuta în 31 august și va ține până în 3 septembrie. Din păcate, într-adevăr, anul acesta avem un procent de realizare a cifrei de școlarizare mai mic decât anul trecut și datorită faptului că față de anul trecut am avut număr dublu de locuri la învățământul profesional dual. Datorită faptului că agenții economici au solicitat un număr mai mare de elevi și, de asemenea, un număr mai mare de calificări ale elevilor pentru învățământul dual. Noi sperăm să se realizeze într-un procent mai mare această formă de învățământ, datorită faptului că, într-adevăr, este o formă de învățământ atractivă, în primul rând, datorită faptului că pregătirea practică se realizează în exclusivitate la agenții economici și datorită faptului că agenții economici plătesc o bursă de 200 de lei pe lună, care dublează practic bursa venită de la Ministerul Educației, deci condițiile de desfășurare a studiului cu un aport financiar dublu față de învățământul profesional tradițional, face să fie această formă atractivă. Noi sperăm, pentru că mai sunt copii care nu și-au exprimat opțiunea de a se înscrie în prima etapă de înscriere, din diverse motive, unul fiind și faptul că era o perioadă de concedii și foarte mulți dintre copii au părinții plecați la muncă în străinătate și revenind în concediu, părinții din străinătate au fost plecați și n-au apucat să se înscrie, dar și datorită faptului că sunt elevi care nu s-au prezentat la sesiunea de încheiere a situației școlare, respectiv de corigență, care a avut loc în iulie și pot să opteze să se prezinte la sfârșitul lunii august. Deci mai avem speranțe că acești copii nu se vor pierde din sistemul de învățământ, ci vor apela la această formă de școlarizare. Și la învățământul profesional clasic stăm tot comparabil, adică avem 34% rata de realizare. Sperăm ca și acolo să crească această rată, numai că anul acesta am avut un număr mai mare de clase de învățământ profesional și se pare că parte din locurile alocate vor rămâne libere. Situația școlilor ISU față de ce ați spus ultima oară? Din punct de vedere ISU, exact. Am trimis în școli solicitare pentru actualizarea situației, numai că aceasta se va întâmpla până în 7 septembrie, deci până în 7 septembrie nu avem noutăți din școli. Asecțiunea noastră vis-a-vis de echipele care vor fi trimise pe teren? Bineînțeles, după 10 septembrie vom trimite echipele pe teren. Până 10 septembrie pregătim începerea unui școlar și după 10 septembrie vom face controle pe teren pentru a fi siguri că avem situația reală, nu situație care să fie dată din vreun birou. Și legat de liceul de la Caransebeș, situația rămâne aceeași cu... Bine, da. Deci anul școlar nu poate să înceapă până nu primește autorizare de funcționare din partea Agenției Române de Asigurare a Calității. Și Agenția Română de Asigurare a Calității, ultima dată când a fost la nivelul lunii iulie, le-a dat termen de autorizare din punct de vedere ISU și acest lucru nu s-a întâmplat până la acest moment, deci nu cred că se va întâmpla foarte repede. Dacă
sunt, dar să vedem cum o ținem aici. Începem cu scrierile, o nouă etapă de scrieri, începem program. Da, așa este. Din 3 septembrie începem etapa a doua de înscriere la învățământ dual. Sunt foarte bucuroasă că pe an ce trece înscrierile sunt tot mai multe. Știți că suntem singurul învățământ profesional dual din țară care finanțează cazarea și masa elevilor veniți din alte părți, că suntem singura școală duală din țară care are atât pe servicii cât și pe producție. Acum, chiar voiam să subliniez faptul că, de pildă, încă din etapa întâi, locurile pe servicii s-au cam ocupat. Foarte căutate în direcția asta sunt calificările de ospătar, de lucrător hotelier, de bucătar. Din ce știu eu până în acest moment, mai erau vreo 3 locuri libere la comerciant vânzător. Vorbim de Colegiul Economic al Banatului Montan, unde serviciile se regăsesc. La partea de producție stăm un pic mai prost și asta pentru că nu cred că există suficientă susținere și îndrumare din partea părinților. Ei sunt, de fapt, primii, pe lângă școală, pe lângă consilierii școlari, care pot să își orienteze copiii. Evident că acolo unde vorbim de inteligența academică, unde vorbim de copii care doresc să urmeze studii superioare, aceștia migrează către liceele teoretice. În același timp însă știm că acolo unde nu e producție, nu e economie. Și sfătuiesc pe cei care vor într-adevăr să aibă o privire de ansamblu și să aibă clar un loc de muncă asigurat și bine plătit, să poarte brățara de aur, adică meseria. Mai avem locuri, doar puține într-adevăr, pe electricieni, la Colegiul Tehnic Reșița, pe operator CNC, foarte căutat și foarte de viitor. Nu sunt locuri ocupate la Lăcătuși, din păcate, și pe partea de construcții la Colegiul Cărășan știu că mai sunt locuri pentru confecționeri și pentru zugravi, ipsosari, adică în construcții. Ei au ocupat, vorbesc de Colegiul Tehnic Cărășan, au ocupat foarte rapid locurile pe instalatori, gaze. Deci cam astea ar fi în mare calificările unde mai sunt locuri pentru etapa a doua. Câte locuri sunt de toate? 170, nu. Bun, acum hai să luăm... vorbim de etapa întâi, care a fost în iunie, da? Acum, în mod oficial, în etapa a doua sunt înscrierile. Dar dacă vreți ceva neoficial, adică chit că sunt la un microfon al presei, s-au acceptat dosare care au venit din afară și peste vară. Adică n-ai... ca secretar al școlii, n-ai putut să trimiți acasă omul care a venit de la Domașnea sau de la Iablanița să-și înscrie copilul în învățământul dual. Și ai luat dosarul. De aceea cifrele oficial vor trece în etapa a doua. Da? Dacă vreți așa, 32 sunt înscriși la Colegiul Tehnic Reșița, cam tot așa la Colegiul Tehnic Cărășan și... 60 și la Colegiul Economic al Banatului Montan. Gata.
Sunt proaspete. Se vede, se vede. Luați-vă pâine. Nu știu, dăm un pup din ăla. Vreau pe el. Dar prea mult, pentru că tema noastră este tradițională, pâinea tradițională. Foarte bună. Stai, stai, stai. Ei, stai, două secunde. Da, suntem și pe culinară, tehnologia. Și la fel, sunt sigură că asta va fi un invol ca să veniți și să doriți să învățați mult, mult mai multe la noi în școală. Vă aștept! Mulțumesc! Să vă mulțumim pentru vizionare!